Mai vede și pe mine odată așa frumos la sfârșitul 2019, ca de obicei în fiecare an, ultimul videoclip. Lol, și de asta de chestia asta. Pisicul știți cum face, și el ne-a arătat doar că astăzi este 31 decembrie 2019. 2019 a rămas blocat după ușă. Pentru mine a fost un an grozav, deoarece în anul acesta am făcut 1000 de abonați și acum câteva zile am făcut 1200. Deci 2019, îți mulțumesc foarte mult, a fost un an foarte bun. Ce pot să mai zic? Da, am făcut 300 pe Instagram de urmăritori, 297, dar probabil, nu știu, o să mai dau eu urmărire la persoane, că, na, așa, asta e metoda oricărui om care vrea să facă mulți urmăritori pe Instagram, pur și simplu dă follow la toată lumea care vede în cale, chiar dacă e, nu știu, cu ceva gen, d-astea cu chestii horror gen. Bine, nu contează. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că nu numai cu 2019 am reușit să fac 1200 de abonați acum și pe Instagram la fel, follower, cine a intrat, că nu am făcut și tutorial cum să deschizi descriere. Primul și cred că ultimul tutorial de pe anul acesta. Anul se încheie în 10 ore. Se mai duce și anul ăsta. Ok, i-am dat și mâncare pentru pisic pentru că facea foarte urât. Așa face frate. Când vin la el să stau, nu se aude niciun miunada. Întotdeauna când filmez, cred că la toată lumea se întâmplă chestia asta, când filmez ceva, să vină un câine sau o pisică sau chiar și o pasăre la geam și să vă miu, cra, cra, miu, știi? Pentru că așa se întâmplă mereu, adică na, nu se întâmplă niciodată. Trebuie să mă prefac într-un fel că nu filmez, dar să filmez în același timp ca să nu mai facă burs și să-mi iau una pisica asta sau nu știu. Să latre câinele, bine, câinele e liniștit de data asta. E ok. Oh, da, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Zici că sunt ai Rafael la final de videoclip, la outro, e cel mai bun. Să mă gândesc, trebuie să mă gândesc pentru 2020 la un outro nou. Da, deocamdată rămâne asta. Noi ne vedem în 2020, probabil după câteva luni, pentru că de obicei, na, eu postez o dată la o lună, dar e ok, dacă știți cum zic. 2019, ne vedem peste niciodată, adică. Bine, poate în altă viață, că gen e a doua oară când e 2019, pentru că era anul 2019 înainte de Hristos, știi? 2020. Ce pot să zic? Să vedem. Adică o să fie Euro 2020 și o să se joace 3 meciuri pe arena națională. Euro 2020, da. Stai, că vorbesc ca un copil de 11 ani. Bine, nu că ar fi mare diferență, că n-am 11, 12, tot aceeași chestie este. Ok. Deci, rămânem pe o altă viață, 2019. Pa, pa, tuturor! Ne vedem în 2020!